Am auzit bobuitorile și am văzut că l-au lovit pe un mașina și cred că l-au lovit și cu pare. L-au lovit intenționat pe un om? Da, sigur că da. Intenționat? Intenționat. Și omul mergea pe jos? L-am văzut numai în fața mașinii, au fugit și l-au prins mașina și l-au lovit. Când a venit ambulanța și l-a luat pe băiatul pe care i-a dat cu mașina, cu Zafira de acolo. În ce stare era? Era jos, plin de sânge, cu capul spart. La plămâni, la nu știu. Intenționat a dat peste mașina? Da, exact, e clar. Da. Și eu am mers încolo și când am mers eu încolo către ei, când l-am văzut jos, au vrut să dea și peste mine și am sărit în șanță. Răfuiala s-a petrecut sâmbătă spre duminică, puțin după miezul nopții, pe o stradă din localitatea Libling. Scandalul a pornit de la niște neînțelegeri mai vechi. În primă fază, unul dintre agresori a fost bătut de frații din familie adversă pentru că i-ar fi făcut curte surorilor mai mici. Acesta a vrut răzbunare, așa că și-a strâns rudele și prietenii și-au spart ușa rivalilor. De la ce a pornit tot scandalul ăsta? De la sora lui prietenul meu, acum vreo două luni. O intrat peste ea în casă, e minor, are o 12 ani și el atunci l-a prins pe băiatul ăsta, unul dintre ei, în casă acolo și i-ar fi dat câteva, l-ar fi lovit. Și acum mă gândesc răzbunare. Când s-au văzut atacate în propria casă, victimele au sărit să se apere cu furci și bâte. În învălmășeala creată, unul dintre atacatori a dat intenționat cu mașina peste un bărbat care încerca să facă pace între cele două tabere. Omul a ajuns la spital cu capul spart și o mână ruptă. Medicii l-au externat după câteva ore după ce i-au pansat rănile. Ați vrut să-i despărțiți? Nu știu nimic. Noastră ați la voastră. De ce au dat cu mașina peste noastră? Le-ați făcut ceva? Nu. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, conflictul ar fi izbucnit în urma unei rivalități mai vechi. Mai mulți indivizi au fost reținuți de polițiști și duși la secție pentru audieri. Polițiștilor a fost semnalat faptul că unui bărbat din localitatea Libling, mai multe persoane i-au distrus geamurile locuinței și autoturismul. Un echipaj de poliție intercomunală s-a deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări efectuate se pare că starea conflictuală a izbucnit din cauza unor neînțelegeri mai vechi. Polițiștii au condus mai multe persoane la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor. Patru bărbați au ales cu dosare penale pentru comiterea infracțiunii de încăierare.